Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, numele meu este Horia Codreanu, sunt director comercial al Masculine Spardo România. Suntem prezenți la Agromalim 2017, încă de la început. Am venit cu ceva utilaje, noutăți, la fel ca toată lumea bănuiesc, care se prezente pe stand. Domnul Codreanu, cu ce surprindeți anul acesta aici la Agromalim publicul vizitator? Din fericire pot să spun că avem multe noutăți. Una dintre ele este semănătoarea Gigante, o semănătoare consacrată, cunoscută de cele mai mari ferme din România, care și lucrează cu acest tip de semănătoare. Ca noutate s-a schimbat dimensiunea bunkerului și am amplasat-o puțin mai în față, puțin mai jos, să fie și o vizibilitate în spatele semănătorii. Am venit și cu o altă semănătoare de plante păioase. Corona modelului X-Force, un nou tip de bară în spate, de un bară de semănat. Pe lângă aceste două semănători am venit cu un cultivatorul Dracula, o altă noutate, nu știu dacă ați apucat să vedeți în fața expoziției, în fața târgului, am venit cu un disc, o grapă cu discuri foarte mare, care în special o producem la fabrica din Chișinău Criș pentru piața din Ucraina, Rusia și toate piețele mari. Am reușit să vindem chiar și în România 4 unități, sperăm să prindă mai bine la clienții mari. Asta e și motivul pentru care am adus-o și vrem să o promovăm. Pe lângă această grapă cu discuri, am adus și modelul Veloce, model care înlocuiește vechiul disc ușor Presto, care l-avem și acesta pe stand, cu un tăvălug Packer. Pe lângă aceste utilaje, am decis să aducem și câteva utilaje care le-am folosit în demo tour. Noi, în fiecare an, am obișnuit clienții, dealerii noștri, colaboratorii, cu un tour de utilaje prin toată țara, demonstrații. Părerea noastră este că cel mai bine e să vezi un utilaj cum lucrează în câmp, să nu vinzi doar din hârtii, din leafleturi. Și atunci mergem pe câmp, le arătăm fermierilor interesați ceea ce avem, ceea ce putem face, cum lucrează utilajele, pot să vadă și ei, să simtă, să vadă ce reglaje facem cu ele în diferite tipuri de teren. Asta e și motivul pentru care facem acest tur. Aceste utilaje se pot vedea la noi în stand. Am adus și un ecran foarte mare pe care rulează filme de prezentare cu imagini din demonstrațiile care le-am avut în România. Bineînțeles, nu doar acestea sunt noutățile, am adus și o semănătoare de plante prășitoare, pentru că mult timp nu mai este până când începe acest sezon de semănat. O semănătoare cu distribuitoare electrice, cu motoare electrice, la partea de distribuție a seminței. Motoare ce pot face o distribuție diferențiată. Și acest model vrem să-l facem un fel de demo tour prin țară. Înainte să-l băgăm în promoție și să-l promovăm pe piața din România, vrem și noi să-l testăm cu câțiva dintre clienții noștri fideli, să răsplătim, să le dăm semănătoarea să o testeze câteva hectare, după care să vedem și rezultatele. Dacă totul este așa cum ne așteptăm, bineînțeles, vom avea încă un produs care se va vinde pe piața din România și îl vom promova sub formă de promoție. Știu românii, fermierii români să-și aleagă utilajele potrivite, știu că dumneavoastră le oferiți și consultanța necesară și dacă aveți utilaje pentru toate buzunarele. Absolut. Chiar dacă ei nu știu ce vor să-și cumpere, noi suntem aici pentru a-i ajuta. Putem să le arătăm. Ăsta e motivul pentru care venim de fiecare dată cu foarte multe utilaje în stand. În cazul în care ei nu știu ce să-și cumpere, putem ajuta, le arătăm modelul exact care îl avem. Vor o altă dimensiune, sigur că da, avem cataloge, le putem prezenta alte variante. Avem variante mai scumpe, variante mai ieftine, cum a spus dumneavoastră, după zonarul fiecărui fermier. Mai mult de atât, avem variante de finanțare, semnate cu colaboratori, un colaborator foarte mare care finanțează foarte bine România. Ne lăudăm cu timp de răspuns de maxim 5 zile, în cazul în care este un fermier care stă bine în acte, răspunsul poate veni în 24 de ore, chiar 48 cel târziu. Avansuri mici, 15-20%, 10% în funcție de sezon, rate sezoniere, dobândă mică de 1,3%. Deci încercăm să venim în ajutorul fermierului să se înnoiască, să-și cumpere utilaje mai noi, mai performante, automat să aibă și o producție mai bună și toată lumea să fie mulțumită. Un
Bună ziua și bine v-am găsit. V-aș ruga să vă prezentați pentru telespectatorii noștri. Bună ziua, numele meu este Meșina Radu Călin. Sunt specialistul pe partea de vânzări, produse de recoltare de la firma Ipso SRL. Este o prezență obișnuită pentru noi participarea la acest târg. Am venit ca de obicei pregătiți cu tractoare. Începem cu tractoarele mari din seria 8000, fabricate în Statele Unite, plecând de la 270 de cai, la care ne-am gândit că ar fi foarte bune pentru fermierii mari. Și coborăm cu seria 7000, 7230, un 6115 și coborăm până la un tractor mic din seria 5 la 100 de cai putere. În ceea ce privește mașinile de lucrat solul, le avem în spatele tractorului, atât pentru arătură, pentru pregătire, cât și pentru semănat, atât cereale păioase. Avem de asemenea mașini pentru întreținerea culturilor, pentru administrarea de îngrășăminte, cât și pentru efectuarea de tratamente. Prezentăm de asemenea un echipament Manitou, de la firma Manitou din Franța, iar avem de asemenea în gama noastră anul acesta o serie de echipamente pentru întreținerea zonă spațiilor verzi, indiferent că este vorba de suprafețe mici de 1200 de metri pătrați până la suprafețele mult mai mari, precum și mijloace de transport de tip gator, dar ceea ce ne face, ne asigură și reprezintă mândria noastră, sunt bineînțeles combinele. După cum clienții noștri știu, anul acesta am lansat noile produse ale firmei John Deere, combinele din seriile W și T. Reprezintă munca de mai mulți ani a specialiștilor John Deere, care anul acesta au arătat o nouă combină cu un nou aspect, o nouă motorizare în conformă cu cele mai noi norme europene, deci motoare Tier 4 final. S-a modificat nu numai un aspect exterior, am făcut modificări în interior, în sensul că s-a modificat începând chiar cu șasiul combinei, un șasiu mult mai rezistent, mult mai ușor. Am continuat cu modificări la sistemul de batere, de asemenea la scuturători, modificări la casa sitelor, astfel încât în momentul de față avem o sită total nouă, cea mai mare sită de pe piață, în momentul de față, vorbind de dimensiunea fizică. Dar, pe lângă toate acestea, aceasta este ceea ce am realizat anul acesta, ceea ce am realizat până acum și ceea ce arătăm. După cum știți, urmează încă o expoziție foarte mare în Europa, se spune că este cea mai mare din lume. Am dorit ca, înaintea acestei expoziții, să facem prezentarea modelului de combină pentru anul 2018, bineînțeles în România, astfel încât fermierul român, când va hotărâ să vadă această combină, să o cunoască deja. Și o vom prezenta atât în țară, static, cât și în lucru direct în cultura de porumb. Vreau să-mi spuneți dacă știu fermierii români să-și aleagă utilajele potrivite. Sunt convins de faptul că dumneavoastră le acordați toate sfaturile de care ar trebui să țină cont și dacă sunt utilaje pentru toată gama de fermieri. Mi-a spus o întrebare foarte dificilă. Din ce cauză? Acum câțiva ani, acum 10 ani, când m-am angajat în firmă, ghidam fermierul pentru ceea ce are nevoie. Acum deja vine cu o listă de cumpărături bine fundamentată, unde știe ceea ce dorește, se informează dinainte, iar la noi vine în ultimul moment. Bineînțeles, are nevoie de sfatul nostru ca să putem acorda nevoile sale cu capacitatea sa de producție și cu capacitatea sa fizică. În ceea ce privește gama de utilaje, firma John Deere este recunoscută pentru utilajele mari. Vorbim de semănători la 17-24 de metri, vorbim de combine de 627 de cai, de tractoare peste 600 de cai. Este adevărat. Însă, de cele mai multe ori se uită că John Deere-ul nu este numai o firmă, o companie care produce pentru mari fermieri. Producem de asemenea și tractoare de 36 de cai, de 65 de cai, de 55 de cai. Deci avem pentru absolut toți fermierii. Dacă acum câțiva ani lucram cu 12 vânzători pe toată țara, astăzi avem o echipă de peste 40 de vânzători, dintre care avem și vânzători alocați pentru fermele mici, care sunt specializați în nevoile și
necesarul de utilaje pentru fermele mici, indiferent că vorbim de tractoare, că vorbim de mașini de prelucrat, de semănat. Mă simt onorat să fiu aici în fața dumneavoastră. Am deosebită plăcere să vă invit să participați la conferința internațională a Registrului Genealogic al Rasei Bălțată Românească tip Simmental. Sunt sigur că veți avea multe lucruri de învățat, de descoperit. Vor fi păreri pro și contra, vor fi oameni care își vor susține punctele de vedere prin argumente. Sunt foarte mulți invitați din străinătate. O să dau cuvântul de deschidere domnului Raul Bularca, pe care îl salut și îl invit să vă spună câteva cuvinte pentru început. În primul rând, suntem onorați pentru prezența celor două asociații de carte de rasă la Bălțată, respectiv cartea de rasă din Ungaria, de domnul președinte Fülleri, care este prezent aici, iar precum și Asociația de Bălțată din Italia, reprezentată de domnul Daniele Vicariu. Iar în stânga mea se află un specialist al Asociației Bălțată Ungurească, domnul Valaș. Ca și situația actuală a registrului, puteți observa evoluția efectivelor de rasă bălțată românească de-a lungul timpului, respectiv animale adulte, din 2013 până în 2017. Chiar dacă efectivele de bălțată au crescut din datorită fermelor mici și mijlocii, iar producția de lapte nu a crescut foarte repede, se datorează faptului că în fermele mici producțiile de lapte sunt scăzute. Acum, datorită sistemului, intrarea în sistemul acesta în control oficial și în carte de rasă, s-a văzut clar o îmbunătățire a producției pe fermă. Așa cum vă spuneam un pic mai devreme, îl invit la microfon pe domnul director general Iacob Lelior de la ANZ. Vreau să salut prezența reprezentanților, prezența experților din Ungaria și Italia, experți din cadrul rasei Bălțată din Simmental și de asemenea prezența reprezentantului ambasadei Olandei în România. Și fiindcă sunt, reprezint, practic, instituția statului, reprezint Agenția Națională pentru Zootehnie din România, nu pot, sau este evident faptul că prezint o lucrare privind ameliorarea în România în ceea ce privește sustenabilitatea fermelor de vaci de lapte și carne, având în vedere faptul că acest simpozion este organizat de Asociația de Bălțată Românească tip Simmental, iar această rasă este prin excelență o rasă cu producții mixte, lapte și carne. Practic, ce reprezintă această activitate sustenabilă este o acțiune antropică care se desfășoară fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul. Ăsta este și motivul pentru care este foarte bine să dimensionăm foarte bine aceste exploatații în care lucrăm. Trebuie să avem în vedere regenerarea resurselor și protejarea mediului. Ce reprezintă ameliorarea animalelor? Este un complex dirijat de sisteme și metode care nu face altceva decât să modifice structura genetică a populației de la o generație la alta, în sensul de a îmbunătăți potențialul ereditar care, în final, determină însușirile morfoproductive ale acestora. My name is Peter Jungstedt. I'm working as an area business manager for Vedersta in Sweden, which is a company manufacturing agriculture equipment
for the farmers. We started a cooperation with the Titan 1.5 years ago, before we owned our own company, but this is, has been a good solution for us to start working with Titan. Verdesta is a company that started in 1962, so it's 55 years of history, and it's a family-owned company specialized in soil preparation and drilling machines, and also precision, like the machine we have behind us. How is your perception about the Romanian farmers? How did they choose and why they will choose your machinery? First of all, I think that the quality and the performance of the machine is outstanding. We manufacturing and build a machine according to the demands that the modern agriculture is requesting on the machine. So that's the key issue. And we have shown that the performance is top of the class in many, many ways. Yes, we try to adapt ourselves to the whole range of machines, you know, from the small tractors, from the small farmers to the big ones with a lot of hectares. So it's always a matter on having machines for all kinds of farmers. Agromalim 2017, Case Titan Machinery prezent și la această ediție. Lucruri interesante pentru publicul larg? Da, într-adevăr, și anul acesta am adus utilaje care simulează pe toate cererile fermierilor din zonă, de la tractoare mici de la 115 cai până la cel mai mare tractor, cel mai puternic tractor articulat pe șenile Quadrac 620, care anul acesta prezintă versiunea aniversară de 20 de ani de tehnologie cu 4 șenile. Totodată avem în stand și utilajele de la partenerii noștri Verdesta, dar căror distribuție exclusivă am preluat-o anul trecut. Câteva produse de la ceilalți furnizori ai noștri, Sulchi, Gregoire Besson, omologii noștri de la Case Construction și multe alte oferte interesante pentru clienți. Cum sunt fermierii din această zonă a țării, spre deosebire de ceilalți din sud? Un pic mai reticenți, dar în momentul în care încep să intre în contact cu tehnologia nouă și să vadă diferențele față de ceea ce au sau tehnologia veche, trec numai decât la noile tehnologii. Ce se pregătește pentru Agritehnica? Pentru Agritehnica, cel mai important produs pe care îl vor lansa furnizorii noștri de la Case va fi tot acest mastodont, dar cu transmisie CVX, cu transmisie variabilă, pentru a înlezni și mai mult activitatea operatorului în exploatarea utilajului. Utilaje pentru tot buzunarul, pentru fermieri mici, pentru fermieri mari? Da, într-adevăr, având în vedere faptul că de anul trecut am început să comercializăm tractoare de la 55 de cai putere, încercăm să intrăm și în fermele mici, în fermele de familie, pentru a fi cât mai aproape de fermieri și a le pune la dispoziție produse pe măsura capacităților financiare pe care le au. Totodată și de la ceilalți furnizori, la fel, am început să lărgim gama de produse, astfel încât să poată alege ceea ce au nevoie. Se închide anul foarte curând, tragem o linie. Cum a fost pentru Titan Machinery 2017? Pentru Titan Machinery, probabil ca și pentru toată lumea, s-a simțit o schimbare în piață, poate și datorită fondurilor europene, dar concluzionăm că a fost un an bun și sperăm că și următorul să fie la fel. Bună ziua, numele meu este Anca Moroz, reprezint firma FarmTech, sunt director zonal pe toată zona de vest. Cu ce noutăți a venit FarmTech la această expoziție Agromalim Arad 2017? Anul acesta am venit cu mai multe noutăți, printre care se regăsește modelul 9640, care ridică 4 tone 200 la 6 metri. Este un model cu o cabină mult mai spațioasă, mult mai confortabilă, 4x4, ideal pentru stivuirea baloților și încărcarea cerealelor. Alte lucruri importante și de văzut pentru cei care vă vor vizita standul? Mai avem și cel mai mic telescopic care există. Modelul 2345T are în jur de 50 de accesorii folositoare în zootehnie. Deci ar cumpăra un fermier un produs pe care FarmTech îl prezintă aici? Utilajele noastre sunt fabricate în Germania, de cea mai bună calitate.
avem cei mai mari clienți, cei mai mari fermieri, care au utilaje cumpărate de la noi, de la 1 până la 15-20 de utilaje. Sunt foarte mulțumiți de fiabilitatea lor, sunt cele mai robuste și oferim o garanție de 2 ani de zile, service mobil cu echipe de service la toate punctele de lucru. Acum în zona de vest începem să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. Avem clienți foarte mari. În momentul de față, utilajul, modelul nou, este vândut la Groind, un client foarte mare din Bihor. Mai avem la Emiliana West, tot vândut, care este în expoziție. Ce utilaje mai prezentați aici la Granim? În completare mai avem autopropulsata, model 2001, fabricată în Germania de către Straudmann. Avantajul unei autopropulsate este că vacile dumneavoastră primesc amestecul perfect de furaj și rămân sănătoase. Timpul este mult mai scurt de furajare, oamenii sunt mai puțini, utilajele mai puține, iar economisiți timp și bani, bineînțeles.